Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru luna mai resurse. Să cerem sfatul oracolului Lenormand pentru resursele voastre din luna mai. S-ar părea că veți avea un contract. Un contract, o asociere. Și să luăm cele trei cărți. Este vorba de o femeie. Voi aveți blocaje, obstacole legate de acest contract, asociere, o afacere, ceva, poate un loc de muncă, dar vedeți că aveți această femeie care vine, merge, dar ea merge după o vulpe. O vulpe care știe foarte bine ce își dorește, adică să o păcălească sau să vă păcălească. Deci este o vulpe care ea vă creează blocajul și ea vine pe urmă și vă zice că, uite, ți-am adus cu cine să faci contractul sau ți-am găsit de lucru sau ți-am găsit un client, dar ea de fapt urmărește să vă fure. Haideți să vedem resursele scorpionilor în luna mai. Marea Preoteasă este echivalentul unei vulpi, să știți. Cu toate că Marea Preoteasă reprezintă, mă rog, Lilith, reprezintă, aveți aici Luna, reprezintă acele aspecte malefice, benefice, dar și foarte multe secrete. Secrete pe care această mare preoteasă le deține, secrete pe care vrea să le afle. O femeie poate să aibă ascendent, zodie sau lună plină în rac sau în scorpion. Dacă sunteți bărbați, păziți-vă de o femeie cu un aspect pe rac sau pe scorpion. Dacă sunteți femei, la fel, gândiți-vă foarte bine. Dacă sunteți voi cele care vreți să aflați niște secrete, întotdeauna trebuie să știți să nu vă puneți voi secretele la dispoziția celuilalt. Haideți să vedem. Deci, șapte arcane folosesc de data asta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu prea e grozav, vom lua și martorul, deci să vedem ce se întâmplă. Din trecut, să zicem, voi v-ați ocupat foarte mult de o casă. V-ați dorit să închiriați sau ați făcut eforturi și v-ați cumpărat o casă sau mai aveți de plătit la o casă, fiindcă este un 4 de bâte. 4 de bâte ne arată Venus în berbec. Deci, ați avut o schimbare, v-ați permis lucrul acesta. Să vedem ce se întâmplă cu acest aspect de 4 de bâte. Este vorba de comunicare. Primiți o comunicare pe internet sau trimiteți o comunicare pe internet și este legată de trecut, dar în primul rând este legată de obținerea unei locuințe. Prezentul vostru acum vă arată o alegere. Îndrăgostiții vă arată această alegere, o alegere între
Două drumuri opuse, două variante opuse. Deci, în prezent, vi se pune în vedere, alegeți ceva legat de resursele voastre. Întotdeauna este bine să țineți seamă, să alegeți lanțul de flori, nu lanțul de fier. Un lanț de flori rezistă mai mult decât un lanț de fier. Să vedem, această alegere este legată de bani. Bani pe care îi primiți împreună cu familia sunt bani pentru munca voastră, pentru munca pe care ați făcut-o și s-ar putea ca alegerea să o faceți legat de acești bani. Ce să faceți? Să investiți, să nu investiți? Bine este să faceți o investiție când Jupiter este într-un aspect benefic cu Soarele. Deci, conjuncție sextil sau trigon, urmăriți la horoscop, sau să fie un aspect benefic legat de Marte, de Pluto pentru voi. Haideți să vedem mai departe. Sau în casa a doua să aveți, dar asta este vorba de ascendentul vostru, de altceva. Este mai complicat. Deci aici să vedem, adică mai complicat de discutat aici. La viitor. Viitorul vostru este un berbec. Vorbim de împăratul. Împăratul este o persoană cu ascendent zodie berbec, dar în primul rând este o persoană autoritară, o persoană care poate să vină și să vă impună, să acceptați niște lucruri sau poate să fie și o instituție autoritară, o autoritate de stat care în viitor să vă spună ceva. Haideți să vedem ce aspecte sunt legate de casă, legate de achiziția pe care ați avut-o. Deci, legată de această achiziție, apar aceste, acest, cum să spun, impunere. Aveți asta de făcut, sau eu știu, trebuie să plătiți într-un timp mai scurt, sau nu știu. Este ceva care o să vă influențeze și legat de cămin, de casă, de o investiție, de o închiriere, de o cumpărare, de rate, de ceva. Să vedem mai departe. Sfatul. Sfatul este să vă gândiți la o inițiativă. Să luați singur o inițiativă. Este Soarele în berbec. Soarele în berbec este în exaltare, deci este un aspect foarte puternic. Soarele în berbec. Deci puteți lua această inițiativă pentru a vă aduce o creștere, pentru a vă dezvolta, a face ceva. Acesta ar fi soarele în, deci, treiul de bâte, soarele în berbec. Să vedem ce se întâmplă cu această inițiativă, să fiți magicieni. Magicianul este Mercur, este infinitul. Deci, această protecție pe care să vă asigurați să fie la infinit, deci o protecție pentru a vă atinge scopul, să vă urmăriți cu toată energia voastră acest scop, folosindu-vă tot ce aveți la îndemână, idei, creativitate, sentimente, gândire, sensibilitate, energie, vitalitate, deci tot de ceea ce dispuneți, plus bagheta magică cu care puteți manipula situații sau persoane pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Ei bine, vorbim acum de așa cum sunteți voi, cum o să fiți în luna mai, prințul de monede, fecioara. Veți avea o relație cu un prinț de monede sau o să încercați să strângeți venituri la fel ca un prinț de monede, adică el întotdeauna se descurcă cu banii, prințul de monede strânge bani, aleargă de colo-colo, face afaceri și se descurcă foarte bine cu banii. Același lucru veți încerca și voi.
Și iată că, într-adevăr, un nouă de monede arată că veți primi niște bani dintr-o sursă misterioasă pentru munca voastră. Poate că veți munci, aceasta este o coadă de pisic, deci poate că veți munci foarte mult sau veți mai face altceva, o altă muncă care poate să reprezinte și ceva misterios, ceva mistic și totuși poate să vă aducă acești bani. Speranțele voastre sunt la o regină de bâte, la un berbec. O femeie cu ascendent zodie sau lună plină în berbec. O femeie matură, o femeie care își pune în practică ideile, o femeie care luptă pentru dreptate, pentru adevăr, este o femeie virtuoasă, hotărâtă, energică, care ar putea să vă ajute. Deci voi sperați la ajutorul ei. Totuși, de obicei, această regină de bâte poate să fie destul de aprigă, poate să fie o rivală pentru o femeie și atunci nu o să vă doriți speranțe, nu o să vă pune speranțele în această regină de bâte, dar s-ar putea să primiți totuși un ajutor din partea ei dacă sunteți bărbat. Să vedem ce șanse aveți, da? Deci aveți un paș de bâte, arată totuși tot la fel aspectul pe berbec, să știți. Tot la fel este aspectul pe berbec, pașul de bâte în acest tarot este pe berbec. Nu este pe leu, este pe berbec. Te rog, stai un minute. Sunt aici. Și rezultatul final este turnul, din câte îl observați. Deci, în final, în luna mai, ceva totuși se va dărâma. Ceva nu a mers bine. Deci, ați clădit această casă sau construcție pe care ați început-o, dar undeva ați greșit și imprudența voastră va aduce într-o perioadă de stagnare unde va trebui să așteptați și puteți să reconstruiți totul, dar trebuie să vă gândiți la o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe și să vă bazați pe familie, să aveți familia alături de voi și veți reuși. Deci, iată, da? Că problema vine din partea acestei, am putea spune, femei, o vulpe, care ea va urmări să vă păcălească cu ceva și trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă această vulpe s-ar putea să fie chiar regina de bâte. Altă femeie nu aveți aici decât o regină de bâte, care ea apare clar de două ori. Deci eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.